Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt a voastră meme și, ca de obicei, începem prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru vibrația zilei 25 pentru a vedea ce mesaje ne mai apar. Haideți să vedem. La nivel de tarot avem Marea Preoteasă cu Marele Preot. O pereche foarte spirituală, o pereche foarte misterioasă, o pereche care știe multe. Sunt două arcane majore profunde, una dintre ele are legătură cu planul mistic, cealaltă face legătura între planul mistic și cel fizic. La nivel de Lenormand avem inelul, care ne vorbește despre parteneriate, despre căsătorie, despre relație, despre uniune, despre armonie, la nivel de carieră, despre parteneriate în afaceri, despre o vibrație pozitivă la locul de muncă, la nivel de relație cu persoana iubită, despre uniune, despre o stabilitate sau despre o formă stabilă a relației, dar și despre faptul că s-ar putea să ne învârtim în cerc. Marea Preoteasă deține secretele lumii, ea știe și ce se întâmplă în planul subtil, dar și ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, în timp ce Marele Preot vorbește despre proiecte mari, despre instituții mari, despre persoane oficiale, despre instituția căsătoriei sau despre simbolul unei relații care este stabilă sau nu, în funcție de combinațiile în care apare, despre clemență, despre bunătate. Ambele arcane reprezintă o vibrație evoluată, reprezintă subconștientul și conștientul nostru. Să vedem în ce măsură pot curge mesajele aici pentru voi. Are legătură predominant cu relațiile voastre de orice natură, mai ales cu cele de iubire, unde cred că vor ieși la lumină niște lucruri pe care nu le știați, care vor avea un impact major asupra stabilității voastre. Fie relația devine foarte solidă, fie, ca și în cerc, o luăm de la început, pentru că inelul poate arăta și un sfârșit de ciclu. Poate nu definitiv, poate trecem la următorul nivel. Să vedem la nivel astrologic. La nivel astrologic avem Venus. Și inelul reprezintă tot planeta Venus și casa a șaptea. Ca și perioadă de timp, vorbim aici despre perioada cuprinsă între o lună și un an. Își poate avea legătură cu o cifră 11. De asemenea, vibrația 25 este o cifră mistică, este cifra spiritualității, este armonia sau dansul cosmic din noi înșine, pentru că noi înșine suntem universul, îmbinarea perfectă dintre intuiție și pragmatism, emisfera stângă și emisfera dreaptă. Aici Venus vorbește despre iubire în planul fizic, despre bani, despre prosperitate, despre confort, despre frumusețe, despre diplomație, despre colaborare, despre valoare și despre a acumula sau a mă simți în siguranță. Încredere, 21 și semnul astrologic al scorpionului. Uite că nu am apucat astăzi să mă uit peste tranzite.
Busuiocul. Am o fascinație mai nouă în ceea ce privește busuiocul. Pur și simplu îmi place, mă simt bine în preajma ghiveciului de busuioc. Să vedem. Încrederea în relația mea. Ce pot să vă spun aici este că pentru mine 21 înseamnă control. Control în sensul că ne sunt transmise anumite informații, că există pentru cei care știți despre ce este vorba, neuroprogramare. Tocmai de aceea, de multe ori prefer ca mesajele să fie pozitive, pentru că atunci când voi intrați într-o stare de bine, implicit vă aliniați la o vibrație mai bună, drept urmare, lucrurile către voi vor veni mai bune, dacă putem să spunem așa. Scorpionul vorbește despre a mă îndepărta de control, a mă îndepărta de orice vibrație joasă care îmi încurcă partea divină și care îmi încurcă puritatea în relație. Despre a vedea clar și limpede văzul. Cineva aici are ceva provocări la nivel vizual. Fie ați văzut ceva și nu vreți să discutați despre acest lucru, fie cineva v-a văzut pe voi și nu discută despre acest lucru, fie ați văzut un mesaj sau ați văzut ceva care posibil să vă fi afectat sau posibil să vă fi încântat. Dar dacă mi-apare aici scorpionul, înseamnă că ceva vi se arată și are legătură cu ceva ce ați văzut anterior, în trecut. Asta pentru mine înseamnă că închid un ciclu karmic, că modul în care eu mă comport a ajuns sau a atins un anume nivel de maturitate și că o pot lua de la început sub o formă mult mai evoluată. Să vedem cum se leagă și cu cărțile de tarot. Am simțit astăzi nevoia să aleg cel mai simplu set de cărți de tarot posibil pe care l-am. Se întâmplă ceva cu energia. Aerul este foarte greu respirabil. Este un bruiaj constant în minte. Tocmai de aceea a și apărut 21. Poate să nu vă lăsați influențați nici la serviciu, nici în familie, nici în viața voastră de zi cu zi, nici în relație, de lucrurile care par într-un anume mod, pentru că s-ar putea să vă înșelați. Nu vă lăsați înșelați de aparențe. Acesta este mesajul. La nivel de relație, există o anxietate, există un bruiaj aici, există o răceală din cauza lipsei de vizibilitate, exact cum v-am spus, a apărut elementul de spadă. Spadele simbolizează aerul, element de intelect, de comunicare. Deci ceva nu îmi este clar aici la nivel de comunicare, la nivel de relație și caut să văd, să văd cu ochii mei, fie să citesc, fie să văd ce este scris undeva. Posibil la nivel de relație să descoperiți un bilet sau să descoperiți un mesaj care are legătură cu iubirea cuiva față de cineva. În egală măsură, aici mai poate însemna că aștept cu nerăbdare să primesc vești de la persoana iubită, dar vești pe care le veți primi, însă persoana la care voi vă gândiți, posibil să nu fie la fel de înclinată asupra sentimentelor sale astăzi, iar voi să aveți acest soi de dubiu aici, pentru că nu este într-adevăr o energie foarte clară. Va trebui doar să aveți încredere în voi și în instinctul vostru astăzi.
Cred că vi se arată sau vreți să vă convingeți dacă există aici un ciclu repetitiv, dacă vă învârtiți în cerc, dacă există o situație cu care v-ați mai confruntat în iubire. Pentru alții dintre voi, la nivel de iubire, persoana la care voi vă gândiți pare rece și dură și s-ar putea să vă vorbească tăios și detașat. În timp ce voi aveți sentimente aici, să știți că vă leagă la nivel emoțional o trăire comună. Însă ei manifestă în acest moment regele de spade, în timp ce voi manifestați regina de cupe. Sau poate voi sunteți regele de spade pentru că aveți sentimente față de cineva care nu vă corespunde pe măsura așteptărilor. Aici în spate văd un soare. Dar un soare care nu se arată pentru că noi suntem cu spatele la el. Să vedem mai departe cine este acest rege de spade. Cine este regele de spade? Regele de spade este cineva care vă duce cu vorba sau care creează o poveste în propriul său beneficiu. Există o vorbă pe aici, pe la noi, mă duce cu vorba, mă plimbă cu preșul. Este cineva care învârte lucrurile astfel încât să aibă o imagine bună în ochii voștri și stabilă în ochii voștri. Da, este o relație cumva stabilă, însă persoana la care voi vă gândiți ascunde și ceva, să știți. Ascunde ceva, iar voi simțiți prin arhetipul scorpionului, simțiți că ceva nu este în regulă prin unda aceasta de control despre care vă vorbesc și trebuie să vă bazați pe intuiția voastră. Magicianul vorbește despre cineva care este foarte abil intelectual, care poate să întoarcă situația în propria sa direcție sau astfel încât să-i fie lui bine. Și să vă servească niște cuvinte frumoase și plăcute auzului, tocmai pentru a vă ține acolo. Voi aveți de-a face cu cineva care nu vă dă drumul. Nici nu vă vrea în totalitate, dar nici nu vă dă drumul. Să vedem de ce. Evident, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, să știți că există aici posibilitatea, pentru că mi se repetă cupele. Ca omul la care voi vă gândiți, persoana la care voi vă gândiți, să fie din ce în ce mai determinată, iar voi să nu știți acest lucru și tocmai de aceea să simțiți această anxietate, lucrurile între voi doi să crească, iubirea dintre voi doi să crească, dar înainte de toate trebuie să vă detașați un pic din poveste, pentru că unii dintre voi sunteți foarte înverșunați și v-ați agățat foarte tare cu putere de povestea voastră de iubire, iar persoana aceasta nu are loc să crească sentimentele, s-ar putea să-i sufocați. Cu iubire, cu mesaje. Cineva aici mă sufocă cu mesaje, este tot timpul conectat la mine, nu am aer să respir. Pentru alții dintre voi v-am spus, cineva manipulează situația în propria direcție sau în propriul interes, înspre propriul interes. Să vedem mai departe pentru nouă de spade ce este aici. Regina de monede. Fiți cu băgare de seamă că cineva s-ar putea să vă facă declarații de iubire pentru că are un interes financiar. Ori este căsătorită, căsătorit, ori are deja o familie despre care voi nu știți. Nici măcar nu contează dacă este separată sau neseparată. Există aici acte între persoana la care voi vă gândiți și altcineva. Ori are un interes financiar. Apare un interes financiar. Ori persoana la care voi vă gândiți ascunde un interes față de altcineva, tocmai pentru că este interesată de altcineva. Din această perspectivă financiară sau împinsă
de această nevoie financiară, fie voi reprezentați pentru această persoană o comoară, la propriu. Magicianul, magicianul. Văd așa, energie de gemeni foarte puternică, energie de rac foarte puternică, energie de balanță foarte puternică, energie de pești foarte puternică. Aveți legătură cu cineva care vă transmite și vă învață astăzi o lecție despre propria voastră valoare. Cu cineva care a venit către voi ca o oglindă pentru a reflecta cât de puțin vă apreciați voi pe voi. Această persoană reflectă, vă reflectă un neajuns și cumva, pentru că o avem pe Venus aici implicată, cumpărați, pun și ghilimelele de rigoare, timpul și iubirea acestei persoane. Sau faceți totul pentru ei. Gătiți, spălați, curățați, faceți piața, sunteți disponibili non-stop, sunt aici oricând și oricum, mă las pe mine deoparte. Pentru că regele de spade crede că îi se cuvine totul. Regina de cupe intră într-o sferă de sacrificiu și la fel și regina de monede. Însă regina de monede știe valoarea. Trebuie să vă ancorați un pic în realitate și să deveniți un pic realiști pentru că va lua valul. Pentru alții dintre voi, aici vă învârtiți într-un cerc karmic. Într-un cerc karmic. Iar energia zilei vă spune că acum cu busuiocul aveți oportunitatea să ieșiți din acest cerc karmic. Nu vă spun că încheiați o relație, vă spun că puteți să conștientizați ce anume se petrece aici, care vă zdruncină așa din temelii, pentru că a apărut nouă de spade. Există o anxietate. Degeaba sunt în cuplu, într-o căsnicie, într-o relație cu cineva. Dacă de fapt sunt singur sau dacă de fapt sunt frustrat, frustrată, nu sunt fericită. Vă activează această nefericire. Marea preoteasă vorbește despre subconștient. Iar aici, Marele Preot vorbește despre o figură paternă sau despre cineva cu autoritate din viața mea care mi-a dat prea puțin timp, mi-a arătat prea puțină iubire. Și atunci voi deveniți disponibili dintr-o dată și faceți un joc, acceptați niște lucruri pentru a cumpăra iubirea, pentru a primi iubirea cuiva. Regina de cupe. Regina de cupe sunteți voi, cei care așteptați să iasă soarele, trei de bâte, dar momentan aveți luna. Se întâmplă niște lucruri aici, în plan subtil, care încă nu s-au arătat. Persoana la care voi vă gândiți are calități de a fi bună, loială, însă cu voi, în acest moment sau sub această vibrație, se comportă ușor egoist. Și poate că este momentul să articulați și să spuneți aceste lucruri. Venus guvernează Taurul și Taurul este asociat chakrei gâtului, adică centrului nostru energetic care reprezintă vorbirea. Vorbiți despre aceste lucruri. Noaptea totul este bine sau poate atunci când ne întâlnim din când în când sau poate atunci când ne iubim cu pasiune și apoi tăcere. Voi așteptați pe cineva, dar ce va veni către voi este această închidere karmică, această lecție a cumpătării, să știți că aveți aici, cumpătării a răbdării, a echilibrului. Ce mai avem aici? Avem pentru regina de monede o carte. Uitați, regina de monede, v-am spus că au un interes la voi și aici apare fals, deci falsitatea. Poate cineva stă în relație cu voi cu un anume scop sau vă ascunde ceva, iar aici am consistența.
Până ce voi nu veți înfrunta această situație, se repetă ochiul și aceasta este clar viziunea, claritatea. Până ce voi nu veți confrunta această persoană cu sinceritate, fără să vă fie teamă că o pierdeți, nu veți rezolva mai nimic. Situația se va învârti în cerc. Veți spune, hai, lasă că parcă astăzi lucrurile au mers mai bine sau știți chestii de genul acesta, doar să nu plece. Aici simt o frică voastră, o frică din subconștient de a nu pierde această relație și de a îngenunchea în fața acestei persoane, la figurat, pentru că aveți nevoie de ei. Dar voi vă duceți aici într-o stare de codependență, nici de cum într-una de a materializa, de a manifesta o iubire de suflet. Încă o carte. Ofițerul. Ofițerul vorbește despre tradiții și despre a urma niște reguli, dar și despre corectitudine. Deși nu vă place acest lucru, sau poate deși nu aveți curaj, trebuie să confruntați această persoană și să vorbiți cu cărțile pe masă despre ce se întâmplă și să scoateți la suprafață povestea din spate. Pentru că aici în spate există o poveste care nu se pupă cu realitatea, nu este în concordanță cu realitatea voastră. Voi trăiți cumva, unii dintre voi, într-o iluzie, într-o percepție proprie subiectivă. Mai vreau aici o carte pentru regele de spade. De ce este această persoană cu voi, regele de spade? Pentru că au fost răniți anterior și ei repetă un tipar. Persoana la care voi vă gândiți a fost foarte, foarte, foarte rănită anterior în alte relații sau poate nu știe cum să-și manifeste iubirea sau poate nu știe cum să arate iubirea. Și pentru că vă simt pe voi dedicați și dispuși să faceți orice. Uite, Marea Preoteasă. Pentru că ei știu ceva ce nu știți voi. Pentru că poate au un plan pe care nu vi l-au spus. Sau în egală măsură pentru că au niște traume despre care nu v-au vorbit. Și această persoană nu este conștientă de lucrurile pe care le face. Pur și simplu are poate un tipar narcisist. Sau poate este atât de rănită încât așa se apără. Ține oamenii la distanță. Energie de pești foarte puternică. Energie de semne mutabile, să știți. Gemeni. Scorpion. Pești. Balanță. Berbec. Să vedem cum este această persoană. Această persoană a spus ceva, spune, la nivel afirmativ, exact ca și arhetipul magicianului, această persoană spune ceva. Dar ce spune nu este tot una cu ceea ce gândește, să știți. Sirena, sunteți ademeniți. Deci atenție la ceea ce auziți și mă întorc la 21 care este un bruiaj la nivel de sunet, da? La nivel de control. Atenție că sunteți ademeniți sau poate trebuie să convocați față în față această persoană și să clarificați situațiile dintre voi sau situația dintre voi. Și așa va ieși la lumină această vibrație de aici. Pentru că trebuie. Voi cumva în suflet aveți o trăire, aveți un sentiment și nu știți în acest moment, dar puteți să aflați. La nivel de plan material, la serviciu posibil sau pentru moment, pe planul vostru material, există o mică amânare sau poate ați avut un mic impediment financiar, dar care se sfârșește foarte repede. Aveți o victorie aici. Dacă vă doriți să faceți ceva cu bănuții sau dacă aveți nevoie de bănuți, aceștia nu vor întârzia să apară.
Dacă aveți nevoie de un serviciu, atunci în acest moment este un moment de pauză, mai aveți un pic de așteptat, poate 5 săptămâni, ceva de genul acesta, cam o lună și jumătate, dar lucrurile se vor rezolva pentru voi. Aveți victorie aici. Uite, vedeți cum a început? Mi-a căzut din pachet. Am început cu 3 de monede. Voi vă doriți ceva, sunteți unde trebuie, sunteți pe drumul vostru, veți realiza ce vă doriți. Că serviciu nou, că niște bănuți de care aveți nevoie. Însă există un ocol aici, există o piedică, un obstacol, o amânare, dar pe care o veți rezolva și o luați de la început, la nivel de afacere, la nivel de serviciu, la nivel de parteneriat. Se repetă 3-ul de monede și am spus că ne învârtim în cerc chiar și la carieră. Este nevoie de un pic de pauză aici. Hai să mai iau o carte. Da, un pic de pauză și rezolvez problema cu banii. Găsiți banii de care aveți nevoie, primiți banii de care aveți nevoie, dacă vă doriți o mărire, începe sezonul taurului când o primiți sau puteți să o primiți sau începând, v-am spus, cu acest interval, o lună, de acum încolo, un an. Un an este foarte mult, până atunci se mai tot fac citiri și se schimbă energia de la o zi la alta. Un an este deja ca și o eternitate. Deci veți rezolva. Iar aici, pe plan emoțional, avem 8 de spade, 8 de monede, asul de spade și luna. Dragii mei, aici, la nivel emoțional, vreți lumină în povestea asta și să știți că veți afla adevărul. Dar trebuie să confruntați fără frică și fără teamă persoana cu care voi aveți acum de-a face, pentru că veți afla niște lucruri. Persoana aceasta posibil să ascundă ceva. Posibil voi să fiți cumva, sub o formă sau alta, o punte financiară pentru ei în acest moment. Nu este obligatoriu doar acest lucru. Puteți fi o plasă de siguranță și asta poate fi specific pentru anumite cazuri, dar această persoană este cumva forțată de împrejurări să spună niște lucruri care poate nu îi fac neapărat plăcere. Voi, la nivel emoțional, aveți acest stres care vă duce cumva în izolare. Adică vă izolați singuri, lucrați singuri la stresul vostru, vi-l clădiți singuri voi, vă puneți în această stare de stres, în loc să aveți curajul să înfruntați și să aduceți în lumină lucrurile care vă nemulțumesc. Pe de altă parte, aici există o neliniște, intuiția vă spune că există ceva și așa este. Bun, la nivel medical văd aici nervozitate foarte multă, posibil ceva care are legătură cu gastrita, ceva care are legătură cu tranzitul, chestii de genul acesta, reflux, poate esofagian. Pentru alții dintre voi văd la nivel de piept, probleme la nivel de sistem imunitar, sau văd că posibil să aveți o stare de rău și să nu înțelegeți de unde vine. La nivel de sănătate, inelul asta spune că am o condiție medicală, mă supără ceva și nu-mi dau seama de unde vine. Și voi să vă tot tratați, dar vă tratați pentru cauza nepotrivită. Pentru lună. O carte pentru lună. Steaua, veți găsi cauza, dar pentru a găsi această cauză trebuie să plătiți niște bani. S-ar putea să fi mers la medicul nepotrivit, să știți, să nu fiți la specialitatea potrivită vouă. Are sens ce vă spun. Spre exemplu, eu să merg acum la endocrinologie când de fapt trebuie să merg la cardiologie. Nu că ați fi greșit voi, ci cumva din altă parte apare așa o lumină care aduce claritate în povestea aceasta. 6 de spade, vindecare. Este un drum pe care l-aveți de făcut aici. Veți afla
veți afla din nou, se repetă o ciclicitate. Cred că ați primit niște rezultate posibile la niște analize pe care le faceți repetitiv și cu toate astea voi tot vă simțiți cumva nepotrivit sau tot aveți vreo anume durere, dar nu de acolo apare rezultatul. Nu de acolo. Încercați să vorbiți cu un generalist care să aibă o imagine de ansamblu. Regele de băte, un leu sau cineva care este doctor, profesor, universitar, știți, cu multe titluri, poate face lumină în această poveste. Și aici am regina de cupe, care se întoarce la capitolul de relație și la sirenă. Ia uitați! Opa! Această stare de stres și de anxietate care posibil unora dintre voi să le amplifice starea de rău sau starea emoțională, să vină de aici, de la persoana iubită care vă duce cu vorba sau v-au spus lucruri doar pentru ca voi să le auziți, pentru ca ei să își vadă interesul. Posibil să aveți de-a face cu cineva narcisist. Voi clarifica aici. Cu cineva narcisist sau cu cineva care are un interes imediat acum. Este un rege în castel omul ăsta. Este regele de băte, să știți că manipulează și el. Pentru regele de băte vreau o carte. Spada, ia uitați. Era deschisă. Deci avem astăzi Yin Yang, soare, lună. Din întuneric aduc în lumină adevărul. Șamasul de spade, uitați cât de mult se aseamănă toate. Trebuie confruntată persoana care vă dă vouă bătăi de cap și vă creează acest stres. 8 de spade, 9 de spade. 8 de spade, 9 de spade. Să știți că persoana aceasta cumva, sub o formă sau alta, își dă seama că vă provoacă neliniște, dar parcă nu are capacitatea de a face mai mult. Viziunea și cam atât. Da, viziunea. Foarte interesant, am două bufnițe aici. V-am spus că vă reflectă ceva. Această persoană vă reflectă ceva. Vă reflectă un adevăr. Trebuie să lucrați la voi, trebuie să faceți... Această persoană poate aduce vindecare în viața voastră, astfel încât acum, dacă închideți acest ciclu și aveți un anume tip de conștientizare majoră, puteți inclusiv să rămâneți împreună, pentru că am moneda aici, care înseamnă asul de monede, am aceste două mâini, care înseamnă un parteneriat, am totuși relația aici, da? Cercul care se poate relua, dar la un alt nivel, la nivel de armonie, la nivel de armonie și corectitudine, pentru că am și marele preot aici. Foarte interesant. Hai să luăm semnele astrologice. La nivel de relație, avem pești, scorpion, berbec, balanță, pești, capricorn, fecioară, pești, pești, gemeni, vărsător, gemeni. Nu sunt excluse nici celelalte semne, sunt doar influențe astrologice. La planul material avem capricorn, avem pești, avem taur, avem leu, avem capricorn și avem fecioară. Cei din fecioară vor avea așa o lumină. O lumină, o reușită pe plan financiar, nu doar ei, pur și simplu așa mi-a venit să spun, vă aștept să-mi confirmați. Iar la starea de sănătate sau plan emoțional avem toate semnele de aer,
dar simt predominant aici gemeni. Avem pește, avem leu, avem vărsător, vărsător foarte puternic, vărsător foarte puternic, avem fecioară și avem pești sau rac. Foarte interesant. Bun, talismanele. Uitați. Știam că o să apară ăsta și știam și că o să apară ăsta și știam și că o să apară ăsta. Deci sunt niște griji aici pe care voi le aveți și aveți perfectă dreptate în a vi le face, însă nu vă ajută, trebuie înlăturate. Cred că cineva din exteriorul vostru vă spune adevărul. Luați mâinile de la urechi, pentru că există o persoană care vă vrea binele și vă spune adevărul, dar adevărul, cumva, sub o formă sau alta, este prea mult pentru voi acum. Trebuie doar să aveți curaj, să vedeți lucrurile limpede. Venus și Taurul vorbesc despre cele cinci simțuri. Aveți o traumă, adică această situație s-a mai repetat. Nu sunteți în acest moment al vieții voastre prima dată vulnerabili. Nu, ați mai trecut prin situații similare. Și aici Măța spune că trebuie să vă folosiți de intuiția voastră, pentru că intuiția voastră este bună și de înțelepciune. Există un soi de mândrie aici, poate vă este greu să acceptați, acesta este un orgoliu, dar nu vi-l faceți aliat, ci din contră, lăsați-l să se risipească. Bun, bun, s-au întâmplat lucrurile acestea, dar uite că se pot întâmpla și lucruri bune. Am aici chitara, se schimbă vibrația. Am dreptul la o viață bună și mi se spune nu te da bătut, nu te da bătut, adică nu sunt lucrurile pierdute. Am inițiala M, am semnul racului, am inițiala H, poate fi cineva aici, Mihai, Mihaela sau Michael sau Michael. Am P, am E, cifra 3, poate o oră 3, poate traversați totuși o situație de trio sau poate există un acord între persoana la care voi vă gândiți și încă cineva. Sunteți atât de mulți că este foarte complicat de captat totul. Cineva are un plan. Deci cineva aici are un plan. Dar voi aveți capacitatea și abilitatea de a-l desconspira, nu în sensul rău, ci de a descoperi planul. Dar trebuie să aveți curaj. Aveți curaj, berbecul. Dragii mei, cam atât pentru moment. Vă mulțumesc tare mult și să ne reauzim cu bine. Vă îmbrățișez. Pa, pa!